Am demontat kilo asta jos. Acum trebuie să facem o mică constatare la starea cum se prezintă pistoanele, cilindrii, dacă avem uzură. Însă de ce vreau să mă leg acum, în prima fază, când l-am pornit la rece, înainte de montare, îmi scotea fum alb. La pistonul numărul 1 era uscată galeria, însă scotea fum alb. Am zis, posibil să nu lucreze injectorul la rece până se încălde. Și într-adevăr, se vede concavitatea la piston, cum este umedă, deci nu este uscată. Trebuie normal, când lucrează bine pistonul, indiferent că e la rece sau la cald, trebuie să fie uscat. Iar concavitatea e udă. Este udă de motorină. Al doilea piston este uscat, înseamnă că o lucra bine. Al treilea piston, urmărim al treilea piston, în zona aici, în această zonă, este uns, este plin cu un lei, în concavitate este uscat, asta denotă că aici a scos un lei, problema de un lei, pentru că pe galeria de evacuare avem un lei și ne avertizează că avem pierderi pe la ghidul de supape. Acum să verificăm un pic și chiuloasa ca să vedem cum arată.